bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Minerii au votat pentru liderii care îi vor conduce 4 ani de acum încolo. Secțiile s-au închis de puțin timp, iar numărătoarea voturilor a început deja. A plouat cu găleata astăzi. Meteorologii și hidrologii nu au prognozat probleme, dar unele străduțe s-au umplut însă rapid de apă. În școli ar putea fi instalat un buton de panică ce ar urma să fie legat la numărul unic de urgență 112. Minerii s-au prezentat la vot încă de la ora 4:30 azi dimineață pentru a-și alege liderii de sindicat. Urnele s-au închis în urmă cu 1:15, iar numărătoarea voturilor a început deja. Minerii care au intrat în schimbul 1 azi dimineață au votat primii pentru alegerea biroului executiv la sindicatul Muntele, reprezentativ la nivelul complexului Hunedoara. Secțiile de vot au fost amenajate în sălile de pontaj sau de mese. Minerii au trebuit să voteze astăzi la intrarea în șut sau la ieșire. Cei mai mulți au votat în sala de mese, așa cum s-a întâmplat și la mina Livezeni. Pe de o parte, minerii serveau masa, iar pe de cealaltă parte, unii votau. Sindicatul. Mai multe. Mai face ceva sindicatul pentru dumneavoastră? Face, cum să nu fac. Contează foarte mult părerile noastre și nu ce spun alții. Deci e un vot care putem să exprimăm pentru noi, pentru viitorul nostru, ce mai e minerit. Mai aveți facilități sau beneficii dacă sunteți membri de sindicat acum? Da, mai sunt. Bine, ar putea mult mai multe să fie, care s-a pierdut multe din ele care au fost, dar sperăm că măcar să rămână astea care sunt. Președinții comisiilor de vot au întocmit liste cu toți membrii de sindicat. De procedura, fiecare salariat care este membru la cele două sindicate, la Muntele, mai exact, trebuie să se prezinte cu buletinul, legitimația de servici, dacă nu are buletinul din motive bine întemeiate, se verifică pe tabel, după care se înmânează buletinele de vot cu ștampila. Deci se exprimă în cabina de vot, votul în secret. Însă ziua votului nu a fost lipsită de incidente. Candidații au avut acuzații de făcut, ba chiar și plângeri penale. Am făcut o plângere penală împotriva directorului de la Mina Lonea, pentru că astăzi la orele 4 a săvârșit un abuz în funcție prin aducerea la serviciu pe muncă suplimentară a caseriței care a distribuit legitimații de serviciu fără ca salariații să prezinte un document pentru ridicarea acestora. Aceasta nu este o gravă problemă, până la urmă sunt legitimațiile salariaților, dar era mult mai legal să le fi primit în cursul zilei de ieri, nu în cursul acestei zile, chiar înaintea votării. Unde ați făcut plângerea penală? Urmează să o depunem, este făcută și urmează să o depunem la parchetul pe lângă judecătoria Petroșani. O singură problemă am mai întâmpinat la mina Vulcan, Enache Aurelian, cel care este candidat pentru funcția de președinte, pentru că își joacă, din punctul meu de vedere, ultima carte, pentru o numire din nou politică a sa, trebuie să încurce cât mai mult voturile de la mina Vulcan și a rămas în sala în care se votează, mai mult decât este permis în orice regulament. Nica a primit replica de la contracandidatul său, Tiberiu Cosma, iar asta pentru că directorul minei Lonea, cel direct acuzat, nu a vrut să dea declarații. S-a făcut o sesizare vis-a-vis de faptul că noi am folosit legitimațiile de serviciu. Aceste legitimații de serviciu s-au folosit datorită faptului că este stipulat în regulamentul de alegeri că se poate vota cu cartea de identitate, cu permisul de conducere sau cu legitimația de serviciu. Când s-a stabilit acest regulament, eu am venit la mine și am întrebat administrația, am spus pe domnul director, dacă avem legitimații de servici valabile. Mi s-a dat răspunsul că nu, pentru că ele sunt expirate și având în vedere și faptul că fostul SNH a fuzionat cu complexul energetic Hunedoara, au trebuit refăcute legitimațiile de serviciu. Se reclamă însă că acestea s-au dat azi dimineață și de ce nu ieri, alaltăieri? Ele au început să se dea de câteva zile, dar lumea nu a fost interesată să le ridice de la sectoare. Și atunci s-au adus într-un loc aici, în clădirea administrativă, de unde au putut fi ridicate de către cei care nu le-au ridicat până în ziua alegerilor. Mi se pare un lucru absolut normal și legal că așa cum minerii de la mina Lupeni sau de la Vulcan sau de la Livezeni
pot să voteze și le permite regulamentul să voteze cu legitimație de serviciu, să aibă această posibilitate și minerii de la Lonia și să se beneficieze de ea. Deci nu s-a făcut altceva decât s-a respectat legea, adică legitimațiile vechi care erau expirate, și pot să vă arăt un astfel de exemplar care a fost arătat de altfel și biroul executiv în ședința care a avut loc la Sindicatul Muntele. Se știa că legitimațiile noastre sunt expirate. Conform regulamentului intern, conducerea nu a făcut altceva decât să respecte legea și să facă alte legitimații care acum sunt valabile. Cât privește acuzația asupra celuilalt contracandidat, Aurelian Enache, acesta nu a putut fi contactat pentru a face o declarație de presă. În total, pe listele de vot au fost 3700 de membri de sindicat care de azi dimineață de la 4:30 și până după amiază la ora 17 și-au exprimat opțiunea la intrarea sau ieșirea din șut. Procesul de votare s-a încheiat în urmă cu 30 de minute și a început numărătoarea. Vremea bună ne-a părăsit și ploile s-au instalat deja în bazinul Văijiului. Chiar dacă nu am avut niciun fel de cod care să ne îngrijoreze, în realitate unele cartiere au fost inundate după doar câteva ore de ploaie. Responsabilii sistemului hidrotehnic din Valea Jiului au spus că nu va ploua foarte mult. Pentru zona noastră nu am avut decât atenționări, fără a fi emis vreun cod de precipitații sau inundații. Iar potrivit prognozei, ploile se vor opri abia spre sfârșitul săptămânii. Probabilitatea de ploi pe arii extinse și izolat moderate cantitativ a fost anunțată ca fiind mai semnificativă în jurul datei de 6 noiembrie și din nou pe 10 noiembrie. După data de 11 noiembrie vor fi ploi pe arii restrânse și slabe cantitativ. Încă din această dimineață ploaia a început cu ora 10 și atenționarea este până mâine dimineață la ora 10. Meteorologii au emis o avertizare de ploaie, nu vor fi mai mult de 35 de litri pe metru pătrat, iar asta în condițiile în care nu a fost emis niciun fel de cod. În doar câteva ore însă, azi dimineață, mai multe străzi din cartierul Aeroport din Petroșani au bălțit la propriu și traficul s-a desfășurat cu dificultate chiar și pe artera principală. După doar câteva ore de ploaie, străzile din aeroport, o parte dintre ele, sunt deja inundate. Din fericire, până la orele amiezii, niciun curs de apă din Valea Jiului nu și-a ieșit din matcă. Nu s-au registrat probleme pe cursurile de apă, în sensul că nu au fost depășite cote de atenție, nu s-au sesizat inundații și noi supraveghem în continuare nivelurile pe cursurile de apă. Sper să nu avem probleme. După primele zile ale lunii noiembrie, cu temperaturi medii mai ridicate decât normele climatologice ale perioadei, valorile termice vor marca o scădere accentuată, atingând maxime diurne de 12-14 grade și minime nocturne de aproximativ 4-5 grade Celsius. În următoarele zile, regimul termic va marca o ușoară creștere cu 3-4 grade, dar după 11 noiembrie, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară și treptată. Jurnaliștii Ilie Pintea și Mario Balint, corespondenți ai postului public de radio, au adus războiul din Afganistan la Petroșani aseară, amănunte mai târziu în jurnal. Au rămas fără căldură în calorifere din cauza defecțiunilor de pe magistrale. Vorbim despre un cartier întreg din Petroșani în care oamenii îndură frigul din apartamente încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Sporturile apărute în rețeaua veche și uzată au fost cauza principală. Toți locatarii branșați la sistemul centralizat din Petroșani nu au mai primit agent termic în calorifere de la sfârșitul săptămânii trecute. Defecțiunea a fost sesizată la dispecerat și pentru că țevile aparțin de termocentrala Paroșeni, responsabilii de acolo spun că situația va fi remediată în curând. La PT1 Petroșani există o spărtură într-un loc foarte greu accesibil datorită configurației de acolo, garaje și alte construcții care sunt. Am repartizat echipă și azi și mâine rămâne în continuu până rezolvăm și revenim la normal. Deci, în principiu, sper că mâine oamenii să aibă tot ceea ce condiții optime pentru apă caldă și căldură. Spărturile au apărut în mai multe zone ale sistemului de termoficare și a fost nevoie de înlocuirea unei porțiuni mai mari. Așa se face că lucrările au fost întârziate și oamenii branșați la termoficare au dârdâit în locuințe.
Meteorologii au anunțat că această iarnă va fi una destul de grea, cu ninsori abundente și temperaturi scăzute. Sezonul rece bate deja la ușă, iar autoritățile locale și județene ar trebui să fie pregătite cu toate cele necesare pentru a evita ambuteiajele pe șosele, dar și pentru a interveni în cazul unor situații limită. Știm cu toții că au existat ierni în care administrațiile publice locale au trecut cu greu testul zăpezilor. Căderile de nea și viscolele i-au ținut zile întregi pe primari, pe drumuri, coordonând utilajele pentru a debloca drumurile de acces spre unele sate izolate. Anul acesta însă se pare că iarna nu va mai lua prin surprindere autoritățile județene și pe cele locale. Suntem ca în fiecare an pregătiți de iarnă. Avem contracte încheiate cu operatorii care vor asigura dezăpezirea și întreținerea drumurilor județene. Am avut săptămâna trecută o verificare în teren la fiecare din cei patru operatori, pentru că avem încheiate patru contracte cu patru operatori, fiecare cu tot zona parte din județ. Am avut un control cu poliția rutieră la bazele lor de lucru, de ținut utilajele. Am verificat stocurile, stocurile însemnând combustibilul, nisipul și sarea. La ora actuală, aproape 80% din necesarul de material antiderapant este asigurat, fiind achiziționate 635 de tone de sare, 14.140 de metri cub de nisip și aproape 380 de tone de combustibil necesar pentru utilaje. Sunt utilaje de zăpezire specifice, însemnând acele autovehicule speciale pentru împrăștirea nisipului cu lamă în față, numitele sărălițe. Avem și autogredere, buldozere cu lamă pentru drumurile care sunt foarte greu de zăpezit, cu acces greu. Sunt dotați și cu freze de zăpadă, deci utilajele de stare bună, stocuri există, mult peste nivelul cerut la momentul ăsta în cadrul contractului. Pe drumurile județene, intervenția va fi asigurată de Consiliul Județean Hunedoara, iar pe drumurile comunale se va interveni cu forțe, mijloace și utilaje proprii ale consiliilor locale. Un buton de panică ar urma să fie legat la numărul unic de urgență 112 în fiecare unitate școlară din țară, pentru ca ambulanța, pompierii sau polițiștii să intervină rapid. Aceasta este propunerea unor parlamentari care sunt convinși că astfel numărul incidentelor violente ar scădea în școli. În prezent, unitățile școlare hunedorene dispun de măsuri de securitate pentru elevi, cum ar fi restricția accesului liber în unitatea de învățământ sau monitorizarea video. În acest fel, în mod normal, în unitatea școlară pot intra sau ieși doar elevii și cadrele didactice. Urmărim câțiva indicatori. Felul în care sunt păzite școlile, ce tip de pază au, dacă au supraveghere video sau nu au, planurile de pază ale școlilor aprobate de poliție, registre ale incidentelor. De asemenea, la nivelul fiecare unități școlare există un plan local de acțiune care prevede și un acord între unitatea școlară și cealaltă instituție implicată în această activitate. Colegiul Național de Cebal este una dintre instituțiile de învățământ din județ care are montate de aproape 2 ani butoane de panică ce pot fi activate în caz de incendiu sau alte evenimente grave. Există butoane de panică dacă un salariat al școlii sesizează un dezastru, atunci se poate face alarmarea celor din clădire. De asemenea, în caz de incendii, la cea mai mică urmă de fum se declanșează un sistem de alarmă. Alte școli însă, prin finanțare proprie, au montat butoane de panică legate la firme de pază și protecție. Există unități de învățământ care au încheiate contracte cu firme de pază private și în cadrul contractului au astfel de măsuri de a lua legătura cât mai repede cu firma de pază dacă e necesar. Cred că acest lucru este benefic atâta timp cât va conduce la o creștere a siguranței elevilor, preșcolarilor și a cadrelor didactice din toate unitățile de învățământ. Însă, acest lucru presupune și o foarte bună informare și responsabilizare a celor care pot folosi, pot beneficia de o astfel de măsură.
A petrecut ani buni pe front cu propria armă în mână și în vară a plecat la război cu corespondentul Radio România Actualități din Petroșani. Vorbim despre Mario Balint, dar și despre Ilie Pintea, ambii angajați ai radioului public, care ne-au adus în Valea Jiului instantanee despre cum se prețuiește viața în deșert. Expoziția a avut vernisajul la Casa Studențească din Petroșani, iar cei doi protagoniști au încercat să ne arate că viața pe front, în deșert, te învață să îți răstorni ierarhia valorilor și poate că la întoarcere nu-ți mai găsești locul și ai vrea să fie altfel. Cel mai greu acolo care port este întoarcerea acasă. Pentru că te obișnuiești cu un mod de viață, pentru că trăiești în acele condiții alături de militari și alături de populația civilă luni de zile, pentru că te obișnuiești cu acea normalitate a teatrului de operații și pentru că odată întorcându-te acasă, nu te mai regăsești, nu-ți mai înțelegi colegii, nu-ți mai înțelegi prietenii care își doresc concedii mai multe, nu-ți mai înțelegi colegii care își doresc bani mai mulți la bani mai mulți de concediu sau bani mai mulți de salar, sau colegele care își iau împrumuturi pentru a-și cumpăra pantofi cu tocul mai nu știu cum. Și atunci singura ta șansă de a te face bine este să te întorci acolo, în teatrul de operații, unde constați că ți este loc. Am stat 5 din 7 ani am stat în conflictul din Irak. Am participat la 7 misiuni în Afganistan, câteva luni, nu foarte mult. În războaiele din Kosovo, din Siria, din Transnistria, din Croația. Mario a fost decorat de armata americană pentru calitatea sa de corespondent de război, iar la Petroșani a venit să expună împreună cu Ilie Pintea, pe care l-am lipsit de febra războiului, câteva instantanee din care să învățăm să prețuim viața. Cel mai impresionant a fost pentru noi un colonel de tancuri din Argeș, dacă nu mă înșel, Vasile Godeanu se numește, un veteran al teatrului de operații din Kosovo, din Angola, din Irak, din Afganistan, avea ani de zile plecați în misiuni și care ne-a spus ce înseamnă ca și viață personală misiunile acestea. Ce am să-ți povestesc pe scurt. A fost plecat în Africa un an de zile și când s-a întors, băiețelul lui avea vreo 3 ani și l-a rugat să-i aducă un leu din Africa. Colonelul a făcut ce a făcut, i-a adus un leu din ăla mare de pe un aeroport, de pe unde l-a fi găsit și el de pluș, și în mașină, în drum spre casă, i-a dat leul de pluș și zice, băi tati, dar nu e viu leu. Păi zice, m-am luptat cu el și ți l-am adus așa. Ok. Și după câteva minute ce îi spune copilul de 3 ani? Și zice, tati, data viitoare când te duci să-mi aduci și pui leului. Și zice, bă tată, dar ți-am adus leu, acum vrei și pui? Da, zice, că sigur și lor o să le fie dor de tatăl lor, cum mi-a fost mie dor de tine. Asta cred că spune mai mult decât orice poveste despre ce înseamnă pentru un militar să fie plecat atât de mult de acasă. Fotografiile de pe Simeze arată viața surprinsă atât cât se poate într-o oază în care lupta pentru a-ți prepara apa de băut, de a avea energie electrică și a trăi în praf, căldură ori frig, fac din mersul la biserică altceva decât știm noi de aici. Trei cochilii din specia ghiocul regină pot fi admirate în luna noiembrie la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Acestea se găsesc expuse chiar în holul de la intrarea în Palatul Magna Curia pe parcursul întregii luni. Reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane propun vizitatorilor o nouă piesă din categoria Exponatul Lunii. De această dată este vorba despre trei cochilii aparținând speciei ghiocul regina sau ghiocul roz. Exponatul lunii noiembrie este reprezentat de o specie de melc care provine din colecția muzeului. Specia respectivă a fost primită în urmă cu ceva timp printr-o donație și provine din Oceanul Atlantic. Ghiocul este o moluscă marină cu cochilie, un fel de melc de apă. Ce are atât de special? Păi, în primul rând, numele. Se numește ghiocul reginei sau ghiocul roz. Este spectaculos pentru că este o specie destul de mare în comparație cu speciile care trăiesc la noi și faptul că toate părțile sunt folosite.
Ghiocul cuprinde mai multe specii, precum ghiocul aripă de uliu, ghiocul de lapte, ghiocul coadă de cocoș, ghiocul luptător și specia deja amintită, ghiocul regină sau ghiocul roz. Aceasta are o cochilie masivă în formă de spirală ce se termină cu o buză mare care, la exemplarele adulte, atinge 20-25 de centimetri. Este o specie marină erbivoră care se întâlnește pe coastele de vest ale Atlanticului de Nord și America Centrală. Exponatul va putea fi admirat de curioși pe parcursul lunii la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută!